doamnelor și domnilor, bună seara, onorat public! Vă spune în această seară, Irinis Miciu, în calitate de anfitrion. Este o seară specială, când prin muzică ne place să spunem că totul devine posibil. Vă invităm într-o călătorie inițiatică, am spune noi, printre marile capodopere muzicale ale lunii, o călătorie ghidată de sunetul unui nai melancolic, mânuit cu dăruire de cel care a știut să pună pe note sensibilitatea autentică românească. Dar înainte de a-l invita să urce pe scenă, trebuie să vă spun câteva cuvinte despre această călătorie muzicală, deloc întâmplătoare. Ea rănește ritmuri celebre, fragmente de opere sau operetă, musical, colinde, dar și creațiile maestrului Gheorghe Zamfir, căci el ne va purta sufletele printre note. Acest eveniment stă sub semnul seriei aniversare Zamfir 50 de ani pe scenă, suită de manifestări culturale, menite să marcheze jumătate de veac în luminile rampei, în slujba naiului său fermecat, devenit un adevărat crez artistic. Și pentru că deja a început călătoria noastră, ei au deschis concertul din această seară. Ei vă vor ghida printre acorduri. Sunt muzicienii care compun Orchestra Simfonică Zamfir 50, constituită special pentru evenimente aniversare. Alături de ei se află corul de cameră acustic, care va întregi acest periplu muzical într-o formulă care, sperăm noi, va stârni rezonanțe adânci în sufletele dumneavoastră. Ambele formații se află sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. S-a născut cu muzica în suflet și cu dorul tainic de a-și expune pe note trăirile sale cele mai profunde. Sentimente care au prins glas prin murmurul duios al naiului, un instrument aproape uitat, dar pe care el l-a reinventat și l-a adus pe cele mai înalte scene ale lumii. În această seară, naiul său miraculos ne va fi călăuză, elan și zâmbet. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, maestrul Gheorghe Zamfir.
păstorul singuratic pe care sunt sigură că l-ați recunoscut, unul dintre marile succese europene ale maestrului Gheorghe Zamfir, realizat în colaborare cu dirijorul și compozitorul german James Last, trecem mai departe la colinde. Veți asculta câteva dintre cele mai frumoase cântece de Crăciun care s-au scris pe întreg mapamondul, în Anglia, Germania, Franța, Statele Unite ale Americii și, bineînțeles, aici, pe plaiurile neolitice. O ce veste minunată! The Drummer Boy, O Tannenbaum, Le Chant de Noël și nu putea lipsi binecunoscutul Jingle Bells.